o situație extrem de delicată, ținând cont de faptul că la ora actuală în depozitele din Republica Moldova mai este foarte mult măr și struguri autohton. El trebuie lichidat cel târziu până la începutul lunii iunie, pentru că vine de urmă altă roadă. Sunt afectați inclusiv producătorii de căpșuni pe teren protejat, care în câteva zile vor ieși cu roada pe piață. În condițiile actuale în care piețele tradiționale sunt închise, rămân două segmente pe care pot vinde, fie în rețele, fie prin intermediul online-ului. Așa că oamenii încearcă să găsească diverse soluții ca să ajungă cât mai aproape de cumpărător prin intermediul livrărilor la domiciliu. Și cei care sunt perseverenți și consecvenți chiar reușesc să-și vândă mărfurile. Producători de carne de miel, prânzetori de oi, capre, au început livrările spre Chișinău, unde există piață, putere de cumpărare și se descurcă cu briu. Strict despre grupul nostru de producători, noi suntem adunați pe un grup de Viber, iar atunci când postăm despre un anumit producător, avem obligația morală să dăm distribuire. Și la nivel de Facebook se întâmplă un fenomen de bulgări, de zăpadă. Se cumulează distribuirile și informația ajunge la foarte multă lume. S-a ajuns pe anumite postări să avem 10-15 mii de distribuiri, ceea ce inevitabil că ajunge la foarte multă lume utilizatoare de Facebook. S-au mai creat câteva grupuri de promovare și sprijin a producătorilor autohtoni, cataloge online în ceea ce privește plasarea de produse, dar deocamdată nu este tot sistematizat și să regăsească toți producători într-un anumit catalog. Eu cred că această criză până la urmă va impulsiona comerțul online. Chiar astăzi discutam cu un reprezentant a băncii și spunea că se atestă o creștere mare a plăților cu cardul. Din această criză vom ieși și cu ceva bun. Va crește comerțul online și va stabili și o legătură între producător și consumator. Iar producătorul nu-i va rămâne decât să facă o marfă bună la un preț acceptabil și să treacă pe ceea ce face de fapt lumea civilizată, pe comerț online. În ziua de azi și producătorii sunt eroi, dar eroi mari sunt și consumatorii care din bugetele lor limitate fac un efort incredibil. Se deplasează de la Chișinău spre Siria 10 de kilometri ca să achiziționeze câteva lăzi de struguri. Asta ne face să ne gândim că în Republica Moldova mai există o speranță atâta timp cât există solidaritatea atât de frumoasă la nivel de producător și cumpărător.